Astăzi cunoaștem Planable, un proiect promițător și o echipă din Republica Moldova care intenționează să cucerească Silicon Valley. Xenia Muntean, cofondator Planable, ne povestește care a fost calea parcursă de la idee la produs. Planable este un software pentru agențiile de marketing și clienții lor ca să colaboreze mai ușor pe partea de campanii de social media, pentru planurile editoriale pe Facebook, Twitter și Instagram. Există 500.000 de agenții în lume care prestează servicii de social media pentru clienți și milioane de marketeri, iar instrumentul nostru este singurul în lume care rezolvă problema lor. Și pentru că există atât de multe agenții și atât de mulți social media manageri în lume, acesta este un startup global care rezolvă o problemă globală, nu doar una locală sau regională. Și de aici vine marele potențial pe care îl are Planable. Avem 50 de ani de când lucrăm împreună la Planable ca și echipă și chiar dacă suntem un startup tânăr și o echipă tânără, am învățat câteva lucruri foarte importante pentru noi, lucruri pe care am vrea să le împărtășim și cu alții. Pentru mine, lucrul cel mai important care l-am învățat este că o echipă corect construită și niște cofondatori buni te ajută să treci peste cele mai grele dificultăți într-un startup. Nu doar pentru faptul că sunteți mai mulți și lucrul se mișcă mai repede, dar și pentru faptul că vă susțineți moral, vă sprijiniți unul pe altul. Un alt lucru foarte important într-un startup este mentoratul și sesiunile de mentorship pe care poți să le obții. Și este unul din lucrurile de care am beneficiat din plin la Spheric Accelerator și fără ghidarea lor, fără sfaturile lor, probabil că nu am fi luat-o pe o cale corectă. Un alt lucru foarte important este să vorbești în continuu cu utilizatorii tăi. Dacă dezvolți un software și tu nu ești utilizatorul ideal al acestui software, dacă nu ai experiență din acest background, dar chiar și dacă o ai, cum avem noi experiență în social media marketing, oricum trebuie să vorbești cu utilizatorii tăi ca să fii sigur că ceea ce tu construiești este valoros pentru ei. De 50 de ani în urmă nici nu am fi putut să ne imaginăm că o să avem o experiență atât de frumoasă cu Planable și că o să învățăm atât de multe într-un timp atât de scurt. Probabil că nu am fi ajuns să dezvoltăm Planable până la etapa la care este acum, de la o idee, de la un concept, la un startup adevărat, dacă nu am fi avut sprijinul celor de la Spheric, dacă nu i-am fi întâlnit și dacă nu am fi beneficiat de consultanța lor. Iar prima noastră întâlnire cu Spheric Accelerator a fost posibilă pentru că am avut suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională în cadrul proiectului de dezvoltare a Centrului de Excelență Techwell. În luna mai, Planable a câștigat competiția Startup Avalanche din cadrul conferinței Techsylvania desfășurată în Cluj. Premiul este o călătorie în Silicon Valley, Statele Unite ale Americii. Cum am reușit să convingem juriul de la Techsylvania? Probabil că investitorii au văzut în noi pasiunea, energia și spiritul de antreprenor și probabil că am reușit să le demonstrăm că suntem o echipă puternică, o echipă unită, că avem un potențial global și că suntem gata să trecem peste toate dificultățile ca să obținem ceea ce trebuie pentru ca Planable să se dezvolte, pentru ca Planable să devină o companie solidă. După ce am câștigat Startup Avalanche, competiția de startup-uri din cadrul Techsylvania, am devenit tot mai vizibil pe scena regională de startup-uri, atât în fața investitorilor care ar fi interesați să investească în Planable, cât și în fața agențiilor de marketing și a social media managerilor care ar fi interesați să folosească Planable în ziua lor de lucru. Asta este foarte importantă, vizibilitatea aceasta îți deschide tot mai multe porți și în viitor. Fiind câștigătorii Startup Avalanche, am obținut 2 săptămâni în Silicon Valley. O să plecăm în septembrie și o să fie 2 săptămâni super încărcate și super pline de experiențe care sigur o să ne schimbe iarăși viața. O să învățăm foarte mult în acele 2 săptămâni, atât despre cultura americană, cât și despre businessul american. O să cunoaștem investitori, fonduri de investiții, antreprenori din spațiul nostru și cât mai multe agenții. Și credem că aceste 2 săptămâni, chiar dacă este o perioadă foarte scurtă de timp, o să aibă un impact imens asupra succesului Planable. Experiența pe care am avut-o până acum
Spheric Accelerator, mentorii, dezvoltarea produsului, construirea echipei de la bun început, toate lucrurile astea ne-au impresionat atât de mult. Iar ceea ce urmează mai departe, să construim o companie solidă, să avem investiții, să dezvoltăm produsul, să lansăm oficial campanii de marketing, să extindem echipa, toate lucrurile astea care ne așteaptă în viitor sunt atât de mari și atât de impresionante și poate un pic înfricoșătoare pentru noi că suntem tineri și suntem la început, dar sunt atât de interesante încât mergem înainte cu forță, cu plină viteză și cu tot entuziasmul pe care îl avem. Aș vrea ca fiecare tânăr din Moldova să-și găsească pasiunea sa așa cum am găsit-o și noi pe noastră. Moldovenii sunt atât de talentați încât ne trebuie doar un pic de inițiativă, să gândim un pic mai mare și totul o să ne reușească.